ziua tuturor, sunt Roxana Bâlsan și înregistrez video pe teme de sociologie, psihologie și nutriție. Astăzi vă voi vorbi despre un argument foarte actual și mai exact, vaccinele. Ce este pentru mine vaccina? Pentru mine vaccinul conține moarte, înșelăciune, boală, ipocrizie și nu în ultimul rând, ateism. Pe lista de efecte adverse găsim, printre altele, și moartea. Fiind experimental până în 2023, nimeni nu vă poate garanta ce se va întâmpla în viitor. În al doilea rând, conține o listă de boli la care nimeni nu s-ar aștepta și care încă nu s-au descoperit. În al treilea rând, acest vaccin conține ipocrizie. Pe baza unui medicament, cei de lângă voi, poate și familia voastră, vine discriminată. Cum putem noi, în acel caz, să spunem că ne iubim semenii noștri și, în același timp, să fim de acord ca vecinul nostru, ca prietenul nostru, să fie discriminat? De ce decidem să facem partea unui stat criminal? Pe baza unui medicament care întotdeauna trebuie să fie voluntar, acceptând așa ceva, decidem că nu suntem destul de puternici și nu dorim să luptăm pentru o cauză dreaptă. Cum putem noi să spunem că suntem mândri de strămoșii noștri care au luptat pentru dreptate și libertate și în același timp noi în acest moment să acceptăm un act atât de criminal? Nu în ultimul rând, acest vaccin conține o doză enormă de ateism. În momentul în care noi decidem să ne punem viața într-un ser experimental și nu în mâinile creatorului nostru, înseamnă că în acel moment noi nu mai suntem creștini adevărați. În Biblie spune foarte clar că cine își dă viața pentru mine, adică pentru Domnul Iisus, o va câștiga. Dar cine își va vinde viața pentru a câștiga ceva aici pe pământ, o va pierde. Deci cine își vinde libertatea pentru puțină siguranță, în final le va pierde pe amândouă. George Bernard îi spunea că libertatea înseamnă responsabilitate. În ziua de astăzi, puțini mai vor să fie responsabili pentru viața lor. De aceea, este mult mai simplu, mult mai comod să ne lăsăm controlați de cei care sunt la comandă. Acceptând acest vaccin, vom face tot ceea ce statul vrea din noi. Vom fi controlați ca niște câini. Și foarte sigur vom ajunge la o moarte, nu numai spirituală, dar și fizică, înainte să ne vină timpul care Dumnezeu ne l-a decis. De aceea, să ne trezim înainte să fie prea târziu. Sărbători, 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 sărbători.